Bună ziua, stimați prieteni! Vă salut din nou la un episod live cu Președintele Răspunde. Vreau din nou să vin cu un mesaj să vă încurajez să veniți cu mai multe întrebări. Apropo, cei care au venit cu cele mai provocatoare și interesante întrebări au fost invitați săptămâna aceasta. Unul dintre ei chiar a venit, nu spun cine, dacă vrea o să spun el singur. Unul a venit încoace, cel din România, metropolitul, de unde era el? Din Bacău, Bârlad, Banat. Nu a putut să vină, dar vă încurajez din nou. Cele mai interesante și provocatoare întrebări, la urmă facem așa o trecere în revistă și cei care vor acorda aceste întrebări, îi vom invita săptămâna viitoare, până ce fie aici la instituția prezidențială, pentru că după ce începe campania electorală, o să vă invit deja acolo unde va fi staful electoral. De ce? Întrebările dumneavoastră provocatoare le aștept. Începe cu întrebările care sunt venite de la mass media. Prima întrebare, Accent TV, после вчерашнего пожара, практически уничтожившего национальную филармонию, нет ли у вас планов объявить национальную кампанию по восстановлению этой жемчужины молдавской культуры именно под вашим патронатом? O să răspund în limba de stat ca să fie un mesaj către toți. Astăzi dimineață am fost la Filarmonică împreună cu domnul prim-ministru, cu primarul general capitalii, cu domnul Cioban Ion, cu domnul Șarov, cu ministrul culturii și cu toți cei responsabili. Evident că situația este deplorabilă la Filarmonică. Practic, de restabilit după acest incendiu este imposibil. Sunt câteva lucruri importante ce trebuie făcute în timp apropiat. În primul rând, pompierii încă lucrează acolo, apropo, vreau să vin cu un mesaj de mulțumire pompierilor care practic toată noaptea au stat de veghe acolo pentru ca să nu meargă incendiul mai departe. Adică prima etapă acum trebuie de făcut tot posibilul ca incendiul să fie stopat, pentru că acolo încă fum iese și să nu avem probleme mai departe. În același timp, după ce vom opri fumul, incendiul, trebuie de curățit total locul. Acolo acoperișul practic cade deja, ce a rămas din acoperiș, pentru că o parte a căzut. De aceea trebuie să scoatem tot gunoiul de acolo, să curățim tot ceea ce ține de acest spațiu pentru următoarele etape. Asta e la prima etapă care trebuie făcut urgent, dacă vorbim de ceea ce se întâmplă la Filarmonică. A doua etapă foarte importantă este pregătirea unui proiect de construcție, pentru că eu nu cred că va fi reconstrucție, am menționat deja, cred că vor rămâne doar coloanele din față, dar este trebuie de construit de la zero. Deconstrucție a Filarmonicii din Chișinău. Eu știu că colegii de la guvern, domnul ministru al educației și culturii, domnul prim-ministru, examinează posibilitatea să anunțe un concurs public pentru a vedea care este cea mai bună idee, cea mai bună propunere a unui proiect de construcție a Filarmonicii din Chișinău. Eu sper foarte mult că această etapă importantă de elaborare a schiței de proiect a proiectului, până la sfârșitul acestui an, se va finaliza. Paralel cu aceasta, deja este deschis un cont special pentru acumularea de surse. Noi înțelegem că construcția unei filarmonici noi va costa surse destul de mari. Vom vedea care va fi proiectul, dar e vorba nu de 1 milion, și nu de 2, nu de 10. Vorba de, probabil, de sute de milioane de lei, dacă vrem să facem o filarmonică frumoasă pentru următoarele generații, pentru că această filarmonică care a ars cu regret ieri, practic e din 1912, dacă nu greșesc. Și așa e, clădirea, eu chiar o să mă uit, e 1900 și ceva, la începutul secolului trecut. Și practic a fost deschisă filarmonica în Chișinău, anul acesta noi am sărbătorit 80 de ani. 80 de ani. Deci trebuie să construim un edificiu nou care să rămână pe decenii, pe secole înainte. Trebuie să facem ceva monumental, ceva foarte frumos. Pentru aceasta sunt necesare resurse. Contul a fost deschis. Eu ieri am fost contactat de unii potențiali sponsori care au spus că sunt gata să transfere primul 1 milion de lei pentru a începe procedura de colectare a fondurilor, dar vreau să rog pe toți, trebuie lansăm și vreau să lansez și cu această ocazie o campanie națională de colectare de fonduri pentru a construi filarmonica în municipiul Chișinău, în Republica Moldova. Toți doritorii, persoane fizice, persoane juridice, parteneri externi, am văzut că unii parteneri deja s-au
au ieșit și au venit cu propuneri ca să vină cu unele donații pentru construcția filarmonicii. Asta e tot ceea ce ține de subiectul filarmonică la această etapă. Un subiect separat este ce facem cu colectivul care practic activa în interiorul filarmonicii. Știu că astăzi la ora 11, peste o oră, la guvern va avea loc o ședință unde va fi luat o decizie unde se reamplasează colectivul de la filarmonică pe această perioadă. Sunt diferite soluții, inclusiv Palatele Publice, inclusiv alte edificii din Chișinău. Și eu cred că e o soluție convenabilă pentru toți, în primul rând pentru cei care, oamenii de cultură, care, de fapt, filarmonica a fost casa lor. Vom găsi o soluție pentru ei ca pe această perioadă de construcție, de reconstrucție, dar vorbesc de construcția unei noi filarmonici, să aibă unde activa. Asta ceea ce țin de filarmonică, de aceea un mesaj repetat, stimați prieteni, stimați concetățeni, haideți să venim cu suport, fiecare cu ce poate, pentru a construi o filarmonică nouă, o clădire a filarmonicii în Chișinău nouă. Eu cred că noi să colectăm sursele necesare și eu sunt ferm convins că în anul viitor noi începem construcția filarmonicii noi. Următoarea întrebare, Unimedia. Așa, văd că întrebările deja colegii început să vină, da? Unimedia vine cu așa o întrebare. Cum comentați avizul negativ al Curții Constituționale pentru proiectul ce urma să inițieze reforma justiției pe de lungă durată, așa cum menționa ministrul din domeniu? Ce urmează acum? Nu se mai reformează acest sistem? Eu am văzut acest aviz și explicația celor de la Curtea Constituțională. Aici câteva elemente sunt. În primul rând, noi nu putem comenta ceea ce face Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, deciziile Curții Constituționale se execută. Au fost și alte decizii cu care eu nu am fost de acord. Vă aduceți aminte, creditul rusesc și așa mai departe. De ce eu nu o să comentez din punct de vedere juridic ceea ce ține de elementele care au fost invocate de Curtea Constituțională? Aici sunt juriști să se clarifice ei. A avut dreptate Curtea Constituțională sau nu a avut? Reforma justiției pentru noi rămâne o prioritate. Și aici chiar vreau să dau încă un mesaj către oponenții noștri care ne criticau că noi stopăm reforma justiției. Stimați oponenți, criticanți, dar cine conduce Curtea Constituțională acum? Oare nu reprezentantul opoziției care a fost delegat de dumneavoastră pe criterii politice la această masă în luna august anul trecut? Și aduce aminte și ambii partenerii noștri, foștii de coaliție. Păi, atunci trebuie să ieșiți, spuneți foarte clar. Uite, noi ne asumăm asta 1, 2, 3. Pentru că ultimul timp au avut săgeți și declarații foarte dure împotriva guvernării, împotriva președintelui, împotriva guvernului, că noi vrem să stopăm reforma justiției. Noi am propus o modificare la Constituție care a fost discutată pe larg în societate, a fost avizată pozitiv de Consiliul Europei, de Comisia de la Veneția. Ea acum a fost blocată. Înseamnă aceasta blocare reformei justiției sau nu? Pe o anumită perioadă, evident că aceasta înseamnă blocarea unor procese. Trebuie să vedem cum merge mai departe. Soluțiile ar fi să se elaboreze urgent o nouă propunere de modificare a Constituției, să fie discutată pe inter și pe exter, să fie propusă de urgent din nou Curții Constituționale. Dar noi vom insista în continuare pe ceea ce ține de reforma justiției. Ea are câteva etape, câteva elemente. Modificarea Curții Constituționale era doar vârful icebergului. Dar acolo este mai departe strategie de reformare a justiției, care presupune evaluarea judecătorilor, procurorilor și așa mai departe. Dar aceasta era baza. Modificarea Constituției era unul din elementele de bază. Deci vom continua cu tot ce ține de reforma justiției. Nu comentăm tot decizia Curții Constituționale, ea trebuie executată. Dar vreau să amintesc că Curtea Constituțională la moment, în Curtea Constituțională, majoritatea sunt reprezentanții partidelor de opoziție, foștii noștri parteneri de coaliție din anul trecut. Infoprimneo, nu ați publicat decretul de numire lui Vladislav Klima în funcție de președinte al Curții de Apel Chișinău. De ce? În spațiu public s-au vehiculat suspiciuni de integritate acestui candidat, ce au ratat verificările și așa mai departe. În primul rând, nu noi publicăm acest decret. Toate decretele semnate de președinte se transmit la monitor oficial. Și monitor oficial deja ia deciziile publică, când, cum,
noi am semnat acest decret și l-am transmis la Monitor Oficial. Mai departe este întrebarea către Monitor Oficial când va fi publicat. Referitor la suspiciuni de integritate și așa mai departe, fiecare candidat care se propune la funcția de judecător primește aviz pozitiv sau negativ de la toate instituțiile de stat. Așa e procedura. Decizia se iede CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, prin majoritatea voturilor se transmite președintele. Președintele poate odată să o întoarcă această candidatură, dar a doua oară, dacă este votată, el este obligat să o semneze. De exemplu, câteva zile în urmă, eu am semnat refuz pentru câțiva judecători care au primit aviz negativ de la SIS, de la CNA și de la alte instituții. Așa că suspiciuni, integritate și mai sunt organe care le verifică, nu președintele verifică. Sputnik Moldova, după ce veți fi înregistrat în calitate de candidat la alegerile prezidențiale în acest an, aveți de gând să le solicitați concurenților să semnați în comun un angajament privind nefolosirea tehnicilor electorale burdare? La fiecare campanie electorală semnează astfel de angajamente și niciodată nu se respectă. Eu sunt gata să semnăm, nu e nicio problemă. Dar campania electorală murdară deja a început. Și nu din partea noastră. Vă vedeți, stimați prieteni care mă urmăriți acum, stimați concetățeni, toate tunurile sunt îndreptate spre noi. Toate. Și încearcă toți din toate părțile să atace, să muște. Apropo, știți un proverb moldovenesc? Câinile care hamă e mult, nu mușcă. Băgătățe și care latră mult pe prejur, care încearcă să vină cu mesaje, cu diferite dezvăluiri și așa mai departe. Aștia sunt cei care latră mult, dar mai mult decât asta nu pot face absolut nimic. Eu, după cum am menționat, în această campanie electorală nu voi pomeni numele niciunui concurent electoral. Noi avem agenda noastră, noi știm ce trebuie să facem, noi am demonstrat că putem să facem acest lucru. Și vom veni doar cu soluții pentru nevoile oamenilor. Mai aproape de oameni. Nu de cei care încearcă să ne provoace pe rețelele de socializare sau prin live-uri sau prin nu știu ce. Deci eu vă rog, stimați oponenți, nu vă excitați prea tare. Raslapteți. Bez ceai. Mai departe știți, da? Luați câte un ceai și liniștiți. Nu o să mă provocați. Eu înțeleg foarte bine ce doriți. Vă știu care sunt strategiile. Ele nu corespund cu strategiile noastre. Noi nu o să intrăm în dezbateri cu dumneavoastră ping-ponguri pentru ca pe contul președintelui să vă faceți dumneavoastră campanie electorală. Vreau să spun că oamenii foarte bine vă văd și tot înțeleg. La noi oamenii sunt foarte, foarte înțelepți. Că eu ieri am fost în două raioane, inclusiv în Bălți și în Fălești. Am discutat cu foarte multă lume ieri. Așa, la direct, cred, câteva sute de persoane care m-au avut o discuție foarte bună. Și oamenii foarte bine înțeleg. Marea majoritate a cetățenilor îmi spun, domn președinte, nu vă uitați la ei, nu o să faceți tot corect, mergeți înainte. Și apropo, foarte mulți recunosc, inclusiv din oponenții noștri. Și nu vor să spună public. Și din partidele de opoziție și mai departe. Știți ce îmi spun? Îmi spun, domn, numai nu spuneți lui conducătorii noștri de partide. Voi faceți totul corect. Deci, voi în condiții de criză, de pandemie, ați găsit bani pentru drumuri, pentru salarii, pentru pensii. Așa că, n-a trăiți atenția la așa. Sabache laiut, caravan idiot. Dar la șacalii ăștia care încearcă să vă muște, n-a trăiți atenția. Mergeți înainte. Oamenii știu, oamenii înțeleg. De ce? Pe de o parte, pe mine mă amuză agresivitatea unora care încearcă să mă atace în fiecare zi. Pe de altă parte, le înțeleg disperarea. Când ajung la ideea că o să fie falsificat, că o să fie nu știu ce. Bez ce ai, tot o să fie bine. Господин президент, Лимба Русова, НТВ, начинается избирательная кампания. Какая у вас будет предвыборная платформа? Каким будет основной ваш посыл избирателям? Избирательная кампания начнется в конце следующей недели. Это будет 2 октября, ну, согласно законодательству. Кстати, я предлагаю, чтобы коллеги пропончил урматору лайв, штинтли респонди, винера витуаре. Фачем лайв, что с фия, ну и презентария платформы электорали.
O să vedem unde, aici, sau o să vedem undeva într-o locație și eu o să prezint platforma electorală, o să înceapă campania electorală. Поэтому более детально, конечно, мы там в нашей предвыборной платформе будут конкретные вещи, которые мы хотим сделать, и мы знаем, как сделать для Республики Молдова. Но самое важное, чего мы должны, вот, уважаемые граждане, те, которые меня сейчас смотрят, вот что самое важное? Вот, неважно, это президент или это мэр. Вот я вчера встречался в Фалештах с 30, более 30 мэров всех сел Фалештского района. Не только от социалистов, там были большинство от других партий. Или простой гражданин, житель, там, сельхозработник. Чего мы хотим? Как мы видим будущее нашей страны? Потому что, если честно, посмотреть, прошло 29 лет, 30 лет нашей независимости. Вот мы почти 30 лет... Молдова – независимая страна. Мы сделали очень много ошибок за эти 29-30 лет. Давайте скажем честно. Мы по предложениям некоторых западников, экспертов, мы разрушили сельское хозяйство. Мы просто разделили такие маленькие участки и дали всем, чтобы все были собственниками. И сейчас потихонечку как-то делаем вот эту консолидацию земли. Очень тяжело, потому что находятся умники, которые в середине, вот кто-то смог консолидировать 30 гектаров, хочет посадить там сад серьезный, либо там виноградник, либо что-то инвестировать. А в центре сидит один с 0,3 гектара и говорит, а я отсюда не уйду, я хочу квартиру на Вашингтоне. Есть такие, мне говорили, вот я же побывал во всех районах. Вот это результаты, что раздробили полностью сельское хозяйство, в 90-х еще. Потом уничтожили через боновую приватизацию, помните, приватизация за боны народного достояния, уничтожили полностью экономику. Дали каждому по кирпичу из фермы, которая была в селе, и уничтожили полностью все. Потом эти фонды инвестиционные так и пропали в конце 90-х, начало 2000-х. Мы, к сожалению, имели вот эту войну на Днестре. Вот 29 лет, вот есть здесь молодежь в этом зале, которому тоже по 25-28. Вот весь этот период, вот у нас в стране вот все это происходит. Куда дальше? За это время мы потеряли треть населения. Я не знаю ни одну страну в этом регионе, как минимум, может быть, где-то на других континентах есть, которые за 20 с чем-то лет потеряли одну треть своего населения. Я думаю, что вот основным посылом и основная тема этих президентских выборов и вообще в любой политической повестке должно быть, а что, куда мы идем? А что будет с этой страной? А будет вообще существовать эта страна? А будут ли наши дети жить в этой стране? Вот об этом нужно говорить. Об этом я готов провести любые дебаты с любым человеком. Потому что я считаю, что мы можем выйти из этого порочного круга. Мы можем обеспечить достойное будущее для этой страны. Мы можем сделать так, чтобы Молдова была страной, где хочется жить. А проблема в этом, почему люди уезжают? Потому что не верят, что есть будущее в эту страну. Там на первом этапе уезжали массово там, зарплаты, получали гражданство румынское для того, чтобы без виз поехать в Италию. Но сейчас я знаю очень много молодых ребят, у которых зарплата по 2-3 тысячи евро здесь. И они мне говорят, господин президент, ну мы не видим будущего для наших детей, мы хотим уехать отсюда, потому что мы считаем, что в той стране у наших детей лучшая школа, лучшая вот это, и мы думаем, что там у них есть будущее. Вот в этом самая большая проблема нашей страны. Как решить эту проблему? Как вернуть уверенность в будущее нашей страны? Вот об этом должна быть дискуссия политически. И оно, конечно, оно разделяется. Оно разделяется на социальную часть. Там и медицина, и образование, и многие вещи. Оно разделяется на экономику. Там очень многие вещи нужно делать. И мы знаем, как это можно делать. Оно разделяется дальше на безопасность, на юстицию, на реформу юстиции там и так далее. Вот об этом нужно думать. Об этом нужно говорить. Об этом нужно смотреть. Нужно смотреть, кто что предлагает. Не верьте, уважаемые друзья, не верьте всем, которые вам обещают золотые горы. Или тем гопникам, которые появились непонятно откуда, бандитам 90-х, и сейчас хотят быть большими политиками, которые ничего в своей жизни не сделали. Конкретно вот для какого-то города, для какого-то, либо те, которые махают какими-то непонятными зарубежными дипломами.
У нас есть понятие, внимание, Харвард, уже отрицательное в обществе, которые всю жизнь работали по каким-то проектам, непонятно. Я не против проекта. Но когда я вижу мальчиков из разных ОНЖ, НПО, которые всю жизнь работали в этих НПО и писали отчеты для дяди, чтобы получить очередной грант, и сейчас говорят о том, что они знают, как развивать страну. Ребят, а вы пойдите, руководите хоть каким-то предприятием. Пообщайтесь с людьми. Не сидите в кабинетах. Вот это, уважаемые наши друзья, наши граждане, сограждане, вот это мы должны понять. Если мы хотим построить страну, где нам хочется жить, где будут жить наши дети, где будут жить наши внуки, мы должны очень серьезно подумать, кому доверяем управление страной. И об этом должен быть разговор. Но всегда учитывайте опыт. Вот я приведу самый простой пример. Вот берите Кишинев. Давайте посмотрим на Кишинев, муниципий Кишинева. Помните, в 2007 году проголосовали за этого сюрприз. Тоже, мне кажется, говорили, что он Сорбонну закончил. Да, хвастался, был на каких-то курсах в Сорбонне. Сейчас в Харварде уже. И все думали, все, будет молодой, вот сделает. И что? 10 лет угробили город. А в прошлом году мы дали возможность кишиневцам без геополитики, без этих деклараций, без шоу выбрать человека, который разбирается в проблемах города, разбирается в том, что делается в канализации. Почему? Потому что он 3 года был в муниципальном совете. Он оставил мандат депутата и 3 года занимался городом. Вот таких людей нужно выбирать в руководство, которые знают, что делать. Не понаслышке. Поэтому, если здесь слишком детально, избирательная кампания на следующей неделе начнется, и более детально платформу мы предложим. Но посыл основной. Надо подумать и сделать хорошие вещи для того, чтобы люди верили и оставались жить, хотели жить в нашей стране. Я вижу, как у нас очень маленькая страна. Вот за 2-3 года с теми темпами, которые мы начали в этом году, по дорогам, по пенсиям, по зарплатам для медработников, в следующем году будет для учителей, по созданию платформ промышленных, за 2-3 года ситуация в Молдове будет совершенно другая. Продолжать вот так, как мы дали 1,5 миллиарда на хорошие дороги в этом году, а всего 7 миллиардов лей на дороги, 3-4 года, это будет совсем другая страна, если у нас не будет вот всей этой дестабилизации и смена правительств каждые полгода. Против Кишинева. Дичену без парчпала дисбатерь. Дичево темец. Керка эти сашака, не темим. Ну, если темно керша фрикош, лорена. Шапропо, кем винис ла миссюня... да, я кто? Профензинин для против. Лорена дежа, ну, спермить себе, компания электорала. А шака дупа лечер. Дупа лечер, если дискутаем. Ку дуневастра персонал, ши ку... toate televiziunile, dacă e cazul, dar referitor la dezbateri. Eu am luat decizia să nu particip la dezbateri, cel puțin pe data de 1 noiembrie. Și eu cred că este o decizie corectă. Nu ne vom axa pe discuții cu oamenii. Dar și haideți să vedem experiența țărilor din vecinătate. Dacă voi protive chișinovnii din România. Ce președintele României a participat la dezbateri în campania electorală de an trecut sau an țărs când a fost? Nu a participat. Păi care-i sensul să vin la dezbateri președintele țării cu 5, 6, 7 contracandidați care la dânsă unică agendă este discuția cu președintele? Lasă dezbat între ei. Lasă dezbat între ei să vadă cine e mai bun, cine e mai rău și poporul să aleagă. Dar eu aleg să fiu în discuții cu cetățenii. Nu avem teamă de nimeni și nici nu am avut niciodată teamă de nimeni. Eu pot să intru în oricare emisiune, oricare discuție cu oricare persoană. Și, în general, nu-i bună practica asta, când eu mi-aduc aminte 4 ani în urmă, când, da, chiar și anul trecut, candidații la primar, 4 ani în urmă la președinție, că noi pe zi avem 3 runde de dezbateri. La 7 la ProTV, pe urmă la TVO, pe urmă la Moldova 1 și așa în fiecare zi. Pentru ce chestia asta? Pentru a face ratinguri politice la televiziune? Chiar dacă de făcut o dezbatere în turul 2, dacă va fi turul 2, dar eu vă spun că poate să nu fie turul 2, din ceea ce vedem noi. De făcut o dezbatere, una la televiziunea națională,
două, trei, patru ori cât e necesar, discutat toate temele și depus punct. Dar nu dezbatere în fiecare seară, 3-4, să învârtești capul la toți așa. РТР Молдова. Каким образом и когда власти планируют решить санитарно-экологическую катастрофу в Сороках? Кроме мэра Кишинева, кого из представителей ПСРМ достойны похвалы и главные заслуги? Ну, я говорил по одному вопросу, Кармен, они дают по два. Обидятся другие. В Сороках для того, чтобы решить экологическую проблему, санитарную катастрофу, нужно 5 миллионов евро. Столько стоит проект очистных и канализаций для Сорок. Мы с новым мэром Сорок, который выбрали в октябре или ноябре прошлого года, с новым руководством Сорок, мы этим вопросом плотно занимаемся. Они были у меня несколько раз в этом году. У нас есть несколько потенциальных партнеров внешних, которые могут помочь нам с этими средствами. Это и Всемирный банк есть проект. Это и инвесторы, либо партнеры из некоторых европейских стран, ну, это на двухсторонние. Есть и турецкие инвесторы, которые готовы прийти в Сороках. Мы сейчас заканчиваем все, что касается проектирования. И я думаю, что в следующем году мы выберем один из этих партнеров, а может быть и из бюджета, это дадим эти 100 миллионов лей, дай бог, в следующем году ситуация будет лучше с бюджетом. И мы эту проблему обязательно в следующем году начнем решать, потому что эта проблема не только Сорок. Это проблема всей Молдовы, потому что все эти нечистоты и Сороки доходят по Днестру до Черного моря. А мы из Днестра, я хочу напомнить, мы обеспечиваем питьевой водой весь муниципий Кишинева. Ну, город Кишинев, как минимум, и некоторые пригороды. Поэтому эта проблема общенациональная, она не локальная, она не проблема Сорок, она общенациональная проблема. И мы в следующем году, повторюсь, есть несколько предложений по средствам, и мы найдем возможность решить эту проблему. Кроме мэра Кишинева, кого есть... Ну, слушайте, я сейчас буду перечислять всех наших председателей, мэров. Вот, у нас хорошие мэры не только в Кишиневе. У нас хорошие в Сороках, у нас очень неплохой в Кривлянах, у нас очень хороший мэр в Анининой. У нас есть и другие хорошие ребята. У нас хороший мэр в Камрате, в Чадырлунге тоже наш мэр. У нас во многих городах есть наши мэры, которые делают очень хорошую работу. Есть председатели района, очень неплохие. Вот смотрите, ну, вы знаете, у нас 21 председатель района от партии социалистов. Но сейчас же не их выборы. Будет их выборы, будем говорить о них. Телекомпания «Мир». В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН вы заявили о готовности разработать первый проект базовых параметров и принципов окончательной модели разрешения Приднестровского регулирования. Какие принципы лягут в основу этого документа и будет ли он обсуждаться с Приднестровьем на стадии разработки? Да, мы об этом заявили на Ассамблее ООН. Я думаю, что для этого есть хорошие предпосылки, я не буду открывать скобки. И мы будем двигаться в это направление. Какие базовые принципы, я думаю, что открывать сейчас скобки не стоит, потому что их нужно сначала обсуждать вместе с левым берегом и, безусловно, в формате 5+2. Но я хочу концептуально, принципиально, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы мы определили, какие есть общие вещи, которые должны быть для единого государства. Ну, граница, юстиция, банковская система, экономика и так далее. Это общие вещи. И мы должны определить, что остается на уровне региона. Вот как у нас есть четко определено все, что касается гагаузской автономии. Здесь тоже мы должны определить, что остается на уровне Приднестровского региона. И все это законодательно, правильно, инициативу, вот этот проект правильно оформить, обсудить. Его, конечно, вот здесь вопрос, будет ли он обсуждаться с Приднестровьем, а как по-другому? А как без лидера Приднестровья, без руководства Приднестровья, потому что их выбирали там жители Приднестровья? Конечно же, садиться. Это только диалог, по-другому не получится. Но что важно, это должен быть проект, разработанный в Молдове. Не в Москве, не в Вашингтоне, не в Брюсселе. Он должен быть разработан в Молдове. Это должен быть наш молдавский проект. И вот с этим молдавским проектом, который мы сначала должны обсудить очень плотно внутри, мы потом, конечно, должны выйти к нашим внешним партнерам, они его должны тоже принять,
потому что это для внедрения нужна будет помощь и Запада, и Востока, и двигаться в этом направлении. Это очень непростая работа, это очень кропотливая работа, потому что вопросов по решению их очень-очень много, начиная от социальных, экономических до более щепетильных, таких как конституция, права там и так далее. Но это мы все должны обсуждать вместе, очень транспарентно, очень детально, публично со всеми. Вот именно так это все будет происходить. Realitatea MD. Dorim să aflăm poziția dumneavoastră oficială în legătură cu alegerile prezidențiale din Belarus, în special dacă președintele recunoaște sau nu pe Alexandru Lukashenko calitate de președinte legitimat. Eu am răspuns la întrebarea aceasta. Am răspuns la întrebarea aceasta o lună și jumătate în urmă, atunci când l-am felicitat pe domnul Lukashenko. Infotag. Domnule președinte, conform Constituției, conferirea distincțiilor de stat este una dintre puținele prerogative exclusive ale președintelui. În acest context, solicităm respectiv statistica semnării decretului. Carmena, dă-i. Deci, acum trebuie să dau statistica sau asta e solicitare de... Eu cred că o să le transmitem mai târziu. Nu, eu acum informația asta nu am pe masă, cât e distincții și așa mai departe, dar în acest an, de exemplu, eu nu cunosc niciun caz în istoria modernă a Republicii Moldova, când, de exemplu, unui sector a fost acordate printr-un decret circa 500 distincții. Știți care e sector? Medicilor. În acest an, medicii au primit prin, au fost decernați, decorați printr-un decret cu distincții de stat și e vorba de circa 500 sau chiar mai mulți de lucrători medicali. Merită? Eu consider că merită. Adevărul rău. Domnul președinte Renato Osate vă acuză că în luna august, că, nu, asta e, eu am spus că n-am să numesc numele la tot felul de oponenți politici și concurenți electorale. Eu v-am spus, sabaca lait, șacală pătaieță au cusit, от, cazul, șacală. Să-ți minte filmul Maugli. Era un șacalionic mitel lângă tigru, nu Maugli, Maugli, da. Spunea, mă, păi la sever, sădește, niște, care încearcă, nu au altă agendă, altă agendă nu au. Dar undeva să muște, câte lucruri să facă gălăgii. Собаки лают, караван идет. Я хочу подискутать о лукру конкрете, о лукру конструктиве. Че фачим, кум дезвутем Република Молдова. Стимац, приятень, acestea fost întrebările de la mass-media. Sunt întrebări de la... Sunt, da? Sunt și interesante, provocatoare? Da. Hai să vedem. Așa, începem, jumătate de oră, 40 minute, să spunem la întrebările care sunt în... online. Eugen, tot mai multe voci în Chișinău zic că între PSRM și Partidul Șor ar fi existat deja o înțelegere reciprocă privind susținerea în campanie prezidențială, precum și formarea unei coaliții neformale în Parlament. Este adevărat acest fapt și dacă păstrați convingerea că cu hoții de miliarde nu faceți coaliții? Nu este adevărat acest lucru? Poziția Partidului Socialiștilor nu s-a schimbat. Iulia Buzato, domnule președinte, în emisiunile dumneavoastră ați comunicat că lucrați în echipă. Ați remarcat în acest sens că colegii din Parlament și Guvern, atât și primarul general al capitalei. Dar iată cu echipierilor din teritoriu nu ajutați. Aveți un primar bravo în satul Bulboaca. Da, este așa primar. După o stagnare de 20 de ani, primarul ales anul trecut de pe PSRM s-a apucat de treabă. Apreciabil. Prin Bulboaca circulă în regim de tranzit circa 1500 de autocamioane pe zi. Este foarte deranjant și periculos. Accidentele care... case sparte, drum deformat, primarul a solicitat sprijin de la deputații și guvern de a redirecționa circulația respectivă. Nimeni nu-i vine în ajutor, de ce nu ajutați primarul în teritoriu, vă rog personal să interveniți. Eu voi fi săptămâna viitoare la Nini Noi, chiar rog colegii care acum se pregătesc agenda, să mergem să discutăm cu primarul din Bulboaca. Eu am mers pe drumul din Bulboaca, am ieșit la, când am mers la Șerpieni, ceva timp în urmă, am văzut drumul din centrul satului, un drum foarte bun, apropo, reparat în centrul satului care merge. Dar o să văd despre ce este vorba, evident că încercăm să-i ajutăm și nu doar pe a noștri. Noi trebuie să-i ajutăm pe toți. Absolut pe toți. Și de stânga și de dreapta. Noi, întâmplător, anul acesta am mers, dacă vorbim de drumuri, ați spus de drumuri, noi am mers cu drumuri bune pentru toți. Știți cum era anterior? O să vă spun. Dacă primarul era aproape de guvernare, aproape de Dumnezeu, ei dădeau 4-5 milioane pentru drum, din drumuri bune. Dacă era de la opoziție, de la socialiști, dădea 0.
De ce noi și am mers cu abordarea, că ajutăm pe toți, pentru că toți sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Dan Bulbaca voi fi săptămâna viitoare. Elena Pralea, domnul președinte, de ce ca să tragem gaz prin sat ne costă așa mult, în jur de 20.000 de lei? De unde să ia oamenii la sat atâția bani? Luați sub control situația asta, vă rugăm. Doamna Elena, eu știu că încă este în vigoare hotărârea de guvern care a fost aprobată de mine când eram ministrul economiei în 2008 sau 2009, care presupune o plată fixă 2.900 și ceva de lei până la 3.000 de lei pentru a atrage gazul persoanele fizice, pentru că restul se face din contul Moldova Gaz. Deci îmi spuneți exact ce localitate, doamna Elena, o să vorbim cu cei de la Moldova Gaz și o să ne clarificăm. Iurie, dezvăluirile fostului avocat lui Filat Popa m-au șocat de sistemul putret al justiției pe care îl avem și că nimeni nu este pedepsit în țara noastră. Sper mult că dumneavoastră veți face o reglă. Este această prioritate a dumneavoastră și ce de făcut pentru a face regulă în acest sistem al justiției? Sunt de acord că sunt foarte mari probleme în domeniul justiției, atât la capitolul judecători, procurori, dar cum am văzut și la capitolul avocați, fără a da apreciere cuiva unui anumit avocat. Am menționat chiar la început, una din primele întrebări care mi-au acordat-o jurnaliștii, ce facem cu reforma justiției. Noi am elaborat parametri. Am elaborat clar strategia ce facem. Eu cred că noi am avansat foarte mult în ceea ce ține de Procuratură Generală. Foarte mult am avansat față de anul trecut. Nu, haideți să spunem așa sincer, Iuri, comparativ cu anul trecut sau cu anii trecuți, când toți se temeau pentru că regimul oligarhic, dacă nu plăcea ceva, la pușcărie. Dosare politice, penale. Pe toți polițienii, uitați cât s-au fugit din țară. Până în iunie anul trecut, cât s-au fugit din țară. Și am găsit prin Germania, nu știu pe unde. Uitați-vă câți businessmani au stat la dubă în perioada aceea, li s-au luat afacerile. Păi că cu actualul procuror general nu sunt astfel de cazuri. Lucrurile s-au mișcat spre bine. S-au mișcat spre bine și lucrul ăsta este foarte bine. Trebuie să mișcăm mai repede pe cei ce sunt de sistemul judecătoresc. Trebuie mai repede să începem reevaluarea judecătorilor și procurorilor. Dar asta o recunosc toți partenerii noștri de dezvoltare, chiar și ambasadorii care mă întâlnesc foarte des, îmi spun, domnul Don, recunoaștem, situația s-a îmbunătățit. Noi vrem mai mult, e clar, reforma justiției, dar situația față de anul trecut este cu mult mai bună în Republica Moldova. Și eu, sincer, mă bucur că am contribuit și eu personal pentru a schimba lucrurile spre bine. Vom merge mai departe. Виталий Нестеровский. Когда и как решится вопрос въезда студентов в Россию? Уже месяц всяких обещаний онлайн нет. Что делать первокурснику? Помогите. Виталий, я видел, что меня атакуют и некоторые, считающие себя независимые СМИ на русском языке и на других языках, что я обещал решить, и вот мы не решили. Я обратился с этим вопросом непосредственно к руководству Российской Федерации. Вопрос не решен для всех студентов, не только из Молдовы. Для всех зарубежных студентов, которые должны возвращаться на учебу в Российскую Федерацию. Потому что вы видели и в России, и в Москве существенно увеличилось количество зараженных COVID-19, и они принимают дополнительные меры и страхуются. Когда и как, я знаю, что есть проект решения, который сейчас находится в правительстве. Было предложение министра образования Российской Федерации. Но еще раз, уважаемые друзья, это не зависит, уважаемый Виталий, наверное, вы студент, это не от меня зависит, это не от властей Молдовы зависит. Это зависит от позиции российского руководства. Я очень надеюсь, мы с ними каждый день на связи, вот поймите. Каждое утро я общаюсь с нашим послом Негуцы в Москве, говорю, что принято решение, говорит, пока нет. На следующей неделе будет межправкомиссия молдо-российская. 1 или 2 октября. Я знаю, что там этот вопрос тоже будет обсуждаться, для того, чтобы побыстрее его решить. Виктор Волошин. Домнле președinte, bună ziua, vreau răspuns la întrebare provocatoare. Dacă deveniți pentru un nou mandat, președinte, veți pregăti poporul moldovenesc pentru eventual referendum cu respectarea din partea poporului a legii de bază democrației ca minoritatea să se spună nemijlocit majorității cu 3 întrebări. 1. Vectorul economic al țării.
european-asiatic neutru. 2. Denumirea limbii română-moldovenească. Acceptați modificările în Constituție? Da, nu. Tare ne-a mai săturat? Unul hăi sau altul, nu, trei puncte, ceala se numește, de ce așa zic. Trebuie de pus punct la tot asta cu voința majorității poporului. Victor, eu cred că noi avem nevoie de un referendum de modificare a Constituției, unde vor fi răspunsuri și la întrebările conceptuale. De exemplu, consider că trebuie discos din Constituție dreptul de a lichida Moldova prin referendum. Eu am mai vorbit pe tema asta, lucrul ăsta a fost spusă ca mina zamedlenova действия împotriva statalității Republicii Moldova. La începutul anilor 90. Noi lucrul ăsta trebuie să rezolvăm. Și multe altele. Vectorul extern, eu nu cred că noi trebuie să spunem oamenii în fața alegerii, când ducem la est sau la est. Eu știți poziția mea și eu insist la ea și eu consider că ea este una corectă pentru țara noastră. Noi trebuie să fim prieteni cu toți. Noi nu trebuie să alegem între Europa sau ruși, între români sau nu știu cine. Noi trebuie să fim prieteni cu toți. De ce eu și-am elaborat conceptul politicii externe echilibrate, care presupune implementarea acordului de asociere cu UE. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu înseamnă că vom deveni membri ai Uniunii Europene. Asta înseamnă că noi facem niște reforme aici conform acquis-ului comunitar. Dar în același timp păstrăm parteneriatul strategic cu Federația Rusă. Suntem observatori la Uniunea Euroasiatică. Așa trebuie să miște Moldova. Prieteni și cu unii și cu alții. Dar dacă o să încercăm să alegem sau pe unii sau pe alții, avem doar de pierdut. Deci eu cred că, și mă bucur, apropo, eu văd marea majoritate a sondajelor, că tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova aleg anume această abordare. Da, cu sondajele, ca să cunoașteți, noi în fiecare săptămână facem măsurări. Eu am văzut recent unii sondaje făcute până în iulie și văd că se bucură unii din oponenți, că au ratinguri, nu știu ce, oameni. Hai să fim serioși. Diferența la moment între cel care este primul și al doilea este minimul de 10% în turul 1 și minimul 5% în turul 2. Și eu cred că voi tot aveți aceste sondaje, de ce munciți, întâlniți-vă cu oamenii, dar votul pe data din 1 noiembrie o să arăte. Așa că, Victor, ca să nu mă dezbat la temă, noi vom face un referendum constituțional în ceea ce ține de Constituție. Nu știu dacă cu întrebările este exacte, dar referendum va fi. Apropo, este o comisie de stat, comisie constituțională, care la moment elaborează, eu am creat-o prin decret prezidențial câteva luni urmă, care la moment muncește în această direcție. Marina Koršikovsr. Пишут, Плохотнюк вернулся. Ну, пишут многое. Но я думаю, что и прокурор, и очень многие его ждут. Не он знает, что если вернется, он знает куда. Лидия Хайдрага, despre amnistie, ce ne puteți spune? Probabil vorbiți de amnistia migrațională din Federația Rusă. În primul rând, trebuie să hotărâm problema ca Rusia să deschidă frontiera pentru cetățenii ruși. Aceasta depinde de numărul de cetățeni sau numărul de oameni care vor fi infectați în Republica Moldova. Dacă vom fi în scădere, evident, Federația Rusă speră foarte mult că va deschide în curând această frontieră. Și după aceea o să vorbim și despre amnistie. Tulburi Patrick, se va prelungi și starea de urgență după 30 septembrie. Domnule Tulburi, aceasta este competența guvernului, dar dacă să vedem ce se întâmplă și vedem că numărul de cazuri în Moldova este în continuare destul de mare, probabil se va prelungi, dar asta ține de competența guvernului. Cotlau Olga, bună ziua, domnule președinte, am așa o întrebare la dumneavoastră, de ce evitați cumva și ignorați orașul Orhei? Noi toți suntem cetățeni că vor să discute cu dumneavoastră sau cu domnul prim-ministru. Ori aveți cumva frică de partid ușor. Nu toți orhienii sunt cumpărați de ei. Olga, eu planificam chiar săptămâna aceasta să fiu la Orhei. Am mers la Bălți ieri, am spus. Vă promit că săptămâna viitoare sau peste o săptămână voi fi la Orhei. Nu am absolut nicio frică. Dar de ce să mă tem? Primarul de Orhei ne-a învățat într-un curs. Am trăit eu la etajul 9 în cămin la Universitatea Agrară, el la etajul 6-7, ne cunoaștem foarte bine. Cu toți de acolo ne cunoaștem, care e problema? O să vin și o să discutăm. Sunt și la primarul, sunt și la președintele raionului, așa cum mă duc în toate raionile. Deci nicio problemă, la sigur o să vin și în raionul Orhei. Nici să ne cumpărați, ne cumpărați, voi mai bine înțelegeți, știți situația. Eu am spus, moldovenii sunt oameni foarte înțelepți și foarte bine văd și înțeleg totul.
Dmitrii Salamatin. Bună ziua! De ce problema cu intrarea cetățenilor în Trăsnistia nu este rezolvată? Oamenii sunt obosiți. Dmitri, și eu sunt foarte dezamăgit de prelungirea așa numitei decizii cu interzicerea sau revenirea, interzicerea revenirii la libera circulație cu Transnistria. Noi lucrăm în această direcție, lucrează și partenerii noștri de la OSCE. Sperăm că o decizie va fi luată cât mai repede posibil. Claudia Ceban, întrebarea mea către domnul președinte este rugăminte care a mai fost adresat. Poluarea mediului la rezina de la uzina metalurgică din Bălți. Luați, vă rog, măsuri obligații să instaleze filtre, pentru că ne otrăvesc zi de zi. Eu socot că întrebarea aceasta poate să hotărască doar președintele. Nu ne ignorați rugămintea, vrem să vedem mișcări, rezultate concrete. Doamna Ceban, eu o să rog colegii mei, consilierii mei, care este, mă asigură, îi privesc, domnul Urcu, ar fi bine să urgent să pregătim o informație, să vedem care este situația la rezina. Acolo este președintele Draion, este un președinte Draion bun, este reprezentantul nostru, domnul Ciorici, și obligatoriu trebuie să vedem care este situația acolo. Dacă este cazul, putem să mergem săptămâna viitoare să vedem la această uzină ce se întâmplă. Ana Iarovski. Ana, vorbiți o secundă. Doamna Ceban, dumneavoastră vorbiți de uzina din Râbnița, adică din Transnistria. Aici trebuie să discutăm cu autoritățile din Transnistria. O să mă documentez și o să vedem ce putem face. Ana Iarovski, când aveți de gând să ne deschideți universitățile? Doamna Iarovski, cunosc această problemă, știu că Ministerul Educației lucrează în această direcție. Am început cu școlile, ați văzut, am deschis școlile, avem rezultate și bune și nu chiar bune. Unele școli au intrat în carantină, după ce au fost depistate mai multe cazuri de COVID. De aceea o să vedem, o să luăm decizie, vedem cum o să evalueze situația în următoarele săptămâni și vom lua o decizie și referitor la universități. Dumitru David, domnule președinte, începeți, vă rog, prin a vorbi în limba de stat, română sau moldovenească, numiți-o cum vreți, atunci când aveți ceva de spus. Cu aceasta ar trebui să începeți. Cei care nu înțeleg limba națională ar trebui să fie impuși să o înveți. Nu, Dumitru, eu vorbesc în ambele limbi, și în limba de stat, și în limba rusă, care este limba de comunicare interietnică în Republica Moldova. Eu sunt de acord că toți trebuie să cunoască limba de stat. În același timp, eu sunt de acord că autoritățile statului nu au făcut tot ce le stă în puteri, pentru că să acorde posibilitate, inclusiv etniilor sau moldovenilor sau cetățenilor moldoveni de alte etnii, să studieze limba de stat. Și aici este o vină și a autorităților. Dar lucrurile se schimbă spre bine. Dar eu consider că noi, în genere, pentru noi este un plus foarte mare că noi vorbim mai multe limbi. Un plus foarte mare. E foarte bine că cunoaștem limba rusă. Pentru cetățenii noștri, faptul că cunosc limba rusă este un avantaj competitiv, dacă vorbim din punct de vedere a angajării, foarte mare. Angajării în câmpul muncii. De aceea trebuie să învățăm mai multe limbi. Eu, în genere, aș propune ca obligatoriu în instituțiile de învățământ să fie două limbi străini. La să fie limba rusă și limba engleză sau franceză. Și cred că de la aceasta doar vom avea de câștigat noi ca țară și cetățenii noștri, oamenii noștri. De ce limba de stat trebuie cunoscută, limba de stat în Republica Moldova, conform Constituției, este limba moldovenească, dar avem și o treime de populație vorbitori limba rusă. De ce limba rusă are un statut special în Republica Moldova? Și dacă ați văzut toate declarațiile mele oficiale, inclusiv cuvântarea de la Organizația Națiunilor Unite, care a fost alaltă ieri, a fost în două limbi, și în limba de stat, și în limba rusă. Tulburi Patrick, domnule președinte, suntem elevi la colegiu, care stăm izolați în carantină. Avem deja o lună de când stăm închiși pe teritoriu. Noi tot avem familie care ne așteaptă acasă. Nu suntem roboți să stăm închiși, să ne trezim, să învățăm și la cucare. Înțelegem totul. Dar pe noi cine ne înțelege? Suntem oameni, nu ne țineți închiși. Patrick, dă-mi, te rog, detalii despre ce colegiu este vorba și noi o să încercăm să ne clarificăm. Scrie-mi un mesaj cu datele concrete despre ce este vorba și colegii mei, consilierii, o să meargă și o să vadă ce este la voi acum. Dumitru Panait, deoarece în live-urile săptămânale vă tot arătați preocupat de situația pandemică din țară, în contextul în care veți avea întâlniri cu mii de alegători, veți da curs apelului lansat de Ruslan Codreanu către toți candidații la prezidențiale să treacă testul de COVID-anticorpi înainte de lansarea campaniei electorale?
Eu nu văd o problemă. Dacă sunt simptome, evident că trecem testul COVID. Dar testul COVID, pentru a avea rezultate, ca să nu infectezi pe cineva, trebuie să-l dai practic în fiecare zi. Nu la început campanii electorale. Nu știu, l-ai dat azi la început campanii electorale. Și pe urmă să începe campania electorală și în fiecare zi te întâlnești cu sute sau mii de oameni. Sau că două zi, iară trebuie să dai testul. De ce? Eu cred că această declarație sau această propunere, așa, este mai mult, nu știu, cu iz politic, dar cum apar simptomi, evident că noi trecem aceste testări. Mazanova Оксана. Когда перестанут сирены кричать? Сколько раз видели, что полицейский включает сирену и просто подъезжает к магазину или к другим объектам, чтобы просто припарковаться или зайти за покупками? Неужели мешалок не хватает? Надо, чтобы в 7 утра скакивать от сирен и опять понимать, что творится кругом. Так мы все станем психически ненормальными, и так тяжело, так еще эти сирены. Мне кажется, достаточно маячков световых, их всех пропустят, люди все понимают. Оксана, я поговорю с министром внутренних дел, но я не думаю, что полицейские машины так часто включают сирен. Я тоже езжу по городу, кстати, я езжу без сирен. И в городе без вот этих мигалок. И в последнее время и по районам без мигалок. Потому что когда нужно перемещаться что-то быстро, какие-то делегации только когда включают. Поэтому эти сирены, мне кажется, больше от машин скорой помощи. В всяком случае, то, что я видел по городу. Но министру внутренних дел, господину Бойку, генералу, конечно, это будет дополнительная просьба, поручение, чтобы поменьше сирен было. Евген, да, напишите, кума причастна релация билатерали к Украине, что так отсовудру дискуссии телефоне, как у лугу для нас украинян Зеленский. Евген, я могу мой мульти дискуссии к Зеленский, периода антериуара, инклюзивши Аша, древедер не увчали, когда мы могу на pe diferite platforme internaționale. Eu cred că relațiile cu Ucraina sunt bune, ca între vecini. Cu regret, în ultimii ani, noi practic nu am avut dinamică în soluționarea problemelor care le avem și în special ținând de demarcarea frontierei și multe altele, inclusiv hidrocentrală, cei de la Nord, Nistrovsk și multe, multe alte lucruri. Eu cred că e foarte important problemele astea noi să începem să le rezolvăm. Eu înțeleg că la noi acum sunt alegeri și cel mai probabil până la finalizarea campaniei electorale contacte nu vor fi la nivel înalt, dar sper că imediat după ce se finalizează campania, să alege președintele, acest dialog va fi reluat și vom continua găsirea soluțiilor pe problemele care sunt bilaterale. Emil Știrbu. Bună ziua! Când vor începe lucrările drumul național Soroca-Otaci? Răspundeți, vă rog. Emil, eu am fost sâmbătă trecută pe drumul acela. Mai rău drum, eu nu știu dacă mai sunt. Vorbesc de trasee naționale, adică drumul spre Otaci de la Soroca. Drumul acela trebuie să construiască anul ăsta. Și el era prevăzut din creditul rusesc de 200 de milioane de euro, care opoziția l-a blocat, mă aduceți aminte, în luna aprilie. Eu sunt ferm convins că în anul viitor noi trebuie să începem reparația acestui drum. Este o arterie foarte importantă, practic legătură cu raionul Ocnița, pentru că dacă nu așa, trebuie să mergi pe partea cealaltă, prin Droche și așa mai departe. Deci, anul viitor, eu sper că această reparație se va începe. Ea trebuie să fie început anul ăsta. Алена Швец, почему в Молдове по 800 подтвержденных ковида, а в Москве меньше, хотя там школы, сады работают нормально и маски не обязательно нигде? Вам не кажется, что нас тут обманывает? Алена, я знаю точно, что у нас публично говорят обо всех случаях и ничего не скрывают. Вот это я говорю 100%. Я не говорю, что где-то скрывают, но у нас точно обо всем публично говорят. У нас так была изначально поставлена позиция. Да, я вижу, что и в Москве последний, вот мне график сейчас, когда вы задали этот вопрос, дали, в Москве, вот в частности в Москве, за последние там несколько суток на 30% увеличилось количество. И они тоже сейчас включают дополнительные меры. К сожалению, пока у нас не будет вакцинации, доступ к вакцине, у нас вот будут эти цифры то падать, то расти. Нам нужно срочно
договориться и купить эту вакцину, либо получить ее бесплатно для того, чтобы начинать вакцинацию. Грамма Парасковия. Бună ziua, domnul Dodon, sunt directoarea unei cafenele, adică Horeca. Este o firmă privată în Moldova cu numele CLAD. Хорошее название. Фирма часто не импунит соплатим лунар пентру музика национала. Педенши ну интереса за криза, антипу президент ворог, мульт с лац масур. Консильер Дом Попович, ворог, верификация, здесь вообще есть и ворба. Так, ну, я штю, как его ворба, где дрептор или диаутор, шама, так, ну, магрешеск. Так, ну, активяза антрепендеря. К чё кази сплатяска части плац? Сакити части плац. Да че ворог с вакларификация, с моей информацией. Наталья Тучаков. Bună ziua. E posibil să oferiți în continuare ajutor financiar părinților care au fost obligați să continue șederea acasă pentru întreținerea copiilor de 3 ani? Continuați plata indemnizațiilor până la finisarea stării de urgență. Natalia, noi o să examinăm această posibilitate, depinde de, inclusiv de sursele financiare. Eu am primit acest mesaj la părinți fiind în teritoriu, care spun, domnul președinte, noi trebuie să continuăm să avem grijă de copii. Vă rog să continuați sau să achitați această plată. Noi acum facem calculul cu guvernul, dacă putem să mergem în continuare cu acest proiect. Oksana Raku. Недавно узнала, что IT-компания существует в Молдове в очень льготном налоговом поле, выплачивая всего 7% налогов. Получается, люди, имеющие самый высокий доход зарплаты айтишников, меньше 500 долларов не бывает. В основном это 1-3 тысячи долларов платит, меньше всего налогов. Как вы относитесь к данной несправедливости? Оксана, это касается развития IT-сектора практически во всех странах. IT-сектор очень мобильный. Если мы не создадим для них какие-то налоговые преференции, они просто откроют предприятия в других странах, где есть эти льготы, и будут работать отсюда, но не платить здесь ни копейки. Поэтому, когда мы делали вот эти предложения, это не сейчас появились вот эти 7%. Это давно, уже много лет все это действует. Это базовое понимание и подход для того, чтобы привлечь инвесторов и дать возможность развиться этому сектору в Республике Молдова. Кстати, во многих странах, вот в Беларуси еще меньше. И они создали очень хороший IT-парк в Минске. Я был в этом IT-парке. Было там очень много программ мировых, они были разработаны там. Поэтому я думаю, что мы можем получить больше доходов в бюджет, привлекая больше объемов в IT-сектор и больше инвесторов в этот сектор. Не за счет процента, увеличения процента, а за счет того, что мы их всегда привлечем, мировые компании, кто будет работать. И я очень рад, что это уже происходит. Анишуара Ботнару Павелчук. Vorbiți concret, juridic, ce viziune aveți? Spuneți de ce nu ați făcut claritate în raportul CRO? Ați promis asta în campania electorală trecută. De ce nu v-ați îndeplinit promisiunile? Anișoara, doamna Anișoara sau doamna Botnaru Pavelciuc, eu am prezentat raportul de activitate a președintelui. Eu o să rog colegii care, consilierii, să-i transmită pe doamnei Anișoara, să-i transmită raportul, link-ul, să-l citească dumneavoastră. Raportul CRO. Raportul CROL a fost o pierdere de bani și de timp. Eu am menționat acest lucru, a fost o filieră greșită, lansată de Plahotniuc și toți care au fost la guvernare, pentru a ne duce într-o parte. De la furtul miliarde. De aceea nu raportul CROL trebuie să fie de bază, ci investigația procurorilor. Ceea ce face domnul Stoianoglu în ultimul timp și o face bine. Vreau să vă amintesc că deja au fost întoarse și sechestrate bunuri active în mijloace bănești în valoare de 6,3 miliarde. Practic jumate de miliardul furat în anul 2014. Și asta doar din sursele interne. Acum s-a început procedura de arestare activilor și banilor conturilor în afara țării. Așa că lucrurile merg și se mișcă în direcția potrivită. Maria Drazdova. Igor Cădaș, tot slăsna să asistim creditul când dovedem dela de conța. Марина, на этой неделе состоялись переговоры между Минфинами, Министерством финансов Республики Молдова и Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшие недели, несколько недель, это соглашение будет подписано и будет передано в парламент для того, чтобы ее ратифицировали. Василий Брума, дом пшеники, не инвадиазы, пятца, куроши, дюн Украина, шиной, ну, путем винди, марфа ностра. Декэнда спромиска, резулаз проблема.
Domnul Brumă, dumneavoastră știți poziția mea, chiar ieri la Kaufland am spus lucrul ăsta și mă bucur că, apropo, s-au schimbat lucrurile, dacă vorbim de rețelele mari. La Kaufland deja 30-35% sunt produse autohtone. Eu insist în continuare și o să insist să aprobe legea ca să fie minimum 50% produse autohtone pe rafturi în rețele. În ceea ce ține de produsele care noi putem să le producem în Republica Moldova, toate produsele agroalimentare, inclusiv roșiile, trebuie să impunem unele taxe vamale mai mari la import. Pentru aceasta trebuie modificată legislația. Aici avem o problemă, pentru că Ucraina avem acord de liber schimb. Și dacă noi impunem taxe mai mari, ei ne pun taxe mai mari pe alte produse. Deci lucrul ăsta e posibil doar în cadrul negocierilor sau utilizarea altor măsuri. Vreau să spun că noi facem tot posibilul și o să facem tot posibil pentru a apăra producătorul autohton în continuare. Rodica, domnule președinte, când o să hotărâți ceva cu calea ferată? Au început iar rețineri de salarii, nu se majorează salarii, cum să trăim cu 2000 de lei, nici pe aceasta nu le dau. Doamna Rodica, eu ieri am fost la calea ferată de la Bălți, unde a fost și directorul, care m-a informat despre următoarele. Acum se plătesc salariile pentru luna august. Conturile au fost blocate până în ziua de ieri. De ce nu s-au achitat până acum pe luna august? Datoriile salariale, cum erau anterior, vă aduc aminte anul trecut sau 2 ani sau un an în urmă, era datorii salariale 6-7 luni. Vă aduceți aminte și nici acești 2000 de lei nu-i primeați. Acum datorii salariale nu sunt. Încă o dată vă spun, acum se achită pentru luna august. În ceea ce sunt de majorările de salarii, domnul director general al companiei Calea Ferată ieri mi-a promis pentru cei cu salarii mici o să fie majorări de salarii începând cu data din 1 septembrie. Aici care au 2-3 mii de lei o să fie majorări de salarii cu 10-15-20%. În funcție de categorie. Deci majorări de salarii începând cu 1 septembrie, iar acum se achită salariile pentru luna august. Greta Unica, când o să putem să ne întoarcem în țară cu avionul de peste hotare? Doamna Greta, în principiu acum nu sunt interzise zborurile spre Republica Moldova. Depinde de țară, depinde de dacă sunt rute directe sau nu. Dacă nu sunt rute directe dintr-o anumită țară, puteți să faceți escală prin alte țări, prin alte capitale, prin alte orașe și să reveniți în Republica Moldova. Încă o dată, interdicții la aterizarea, la intrarea avionului în Republica Moldova nu sunt. Lilia Tabacaru, domnul președinte, când se vor majora salariile? Doamna Lilia, depinde pe ce categorie și despre ce vorbim. Dacă vorbim de sectorul bugetar, pentru că noi răspundem de sectorul bugetar. Anul acesta au fost majorări de salarii în mediu cu 10% și mai mult la diferite categorii de salariați. Pe unele segmente a mers mai repede, știți, la medici s-a majorat cu 30% la 1 septembrie, în contextul dublării salariilor, inițiativa mea care am anunțat-o în luna iunie. Vom merge cu astfel de abordări și la alte categorii de bugetari în anul următor. În ceea ce ține de salariile în sectorul real al economiei, ce depinde de capacitățile și posibilitățile agenților economici. Noi încercăm să-i ajutăm să depășească situația de criză. Ion Timircan. Bună ziua, domnul președinte. De ce nu deschideți locuri de muncă la Șoldănești? De o pildă este zavodul JBI și TFZ care se prăbușesc. Domnul Ion, anume din aceste considerente, eu am venit cu propunerea de a crea 16 platforme industriale, ce înseamnă 16 parcuri industriale, în centre regionale defavorizate. Șoldănești este în această listă. Noi planificăm la Șoldănești deschiderea unui parc industrial. Primele 50 de milioane au fost alocate în buget anul acesta și eu sper foarte mult că în anul următor aceste parcuri industriale vor fi deschise în aceste 16 centre regionale. Planul este, proiectul este ca în toate regioanele să restabilim câte o parc de este industrial, pentru a crea în fiecare om câteva sute, câteva mii de locuri de muncă. Așa că deja se implementează acest proiect și vom continua în anul următor. Așa, Irina, pămăghite reșiți văpros na Delfini. Director rânca Dogaro viclucil svet людям, care не могут заплатить за карантин и не дают работать. Ну, вроде бы мы занимались рынком Дельфина, мы обсуждали этот вопрос. Я прямо после этого напишу генеральному мэру
в Чебану, для того, чтобы он разобрался, что там происходит. Валентин Чокой. Буна зио, дом шнинте, вы рог сани спуни здесь пред друмул кареляга чешенеу чемишле. Пе артера секундары, этапа деконструкции. Кынси преконизация финализари. Валентин, не кыте конос киев, пробабель есть ворба де нуас, кари мерш пе бетонка, ну, прен сати, на пе партия снега, кари околеште, сау ес колу апрапи лынга чемишле. Околеште чести сати. Я știu că lucrările se mișcă foarte intensiv, acolo companie turcească lucrează, mi se pare că din Turcia, da. În anul viitor, sfârșitul anului, trebuie să finalizeze, din informațiile care le țin eu. Viorel Cărpineanu. Ce să facă o fată când toți membrii familiei au decedat și are datorii la comunale 86.000 de lei? Se poate anulat? Ce e cu legea de achitare a pensiei dacă părinții sunt decedați? Viorel, noi încercăm să ajutăm în astfel de cazuri. Probabil ați văzut, ați urmărit, am ajutat și cu case care au ars și cu multe, multe alte lucruri. O să-mi dați detalii, scrieți un mesaj, dați-mi detalii și să încercăm să rezolvăm această problemă. În ceea ce ține achitarea pensiei unora dintre membrii familiei, aici nu e vorba dacă au decedat ambii. Deci e vorba la unul care a rămas în viață, noi avem mai multe cazuri concrete care deja se implementează. Următoarea etapă, examinăm posibilitatea să vedem dacă decedează ambii, cum putem o parte din pensie să o dăm la cei la urmași pentru anumite categorii. Natalia Matei, de ce nu donați dumneavoastră și deputații dumneavoastră filarmonici câte vreo 5.000 de euro fiecare? Cereți la poporul sărac. Natalia, noi o să donăm și Partidul Socialiștilor și eu. Eu am spus că am găsit deja prin legăturile mele, sponsori care vor achita în tip apropiat 1.000.000 de lei, prima tranșă, un exemplu pentru reparația filarmonicii, poporul sau oamenii vor decide, gata să ajute sau nu, nimeni nu impune pe nimeni. Eu cred că mulți vor ajuta. Pavel Morozov, domnule Dodon, cum credeți, cine stă în spate la toate atacurile de la începutul mandatului spre persoanele dumneavoastră? Toată denigrarea trolii politici. Nici în președinte nu a fost atât de discreditat, poate discos o lege să încheie această bagiocură. Domnule Pavel, e clar că e foarte neplăcut lucrurile astea. Eu știu cine. Aștia sunt cei care acum și-au pus ca scop doar lupta politică cu Dodon, inclusiv concurenții electorali. Noi știm cine, știm conturile false, știm conturile care sunt gestionate din afara țării, știm ce ONG-uri se ocupă cu lucrul ăsta. Apropo, vreau să spun că recent am citit o lucrare foarte bună. Domnul Bogdan Țârnea, probabil cunoașteți deputatul nostru din Parlament, colegul nostru, a pregătit o carte, așa de vreo 800 ceva de foi, despre activitatea ONG-urilor în Republica Moldova. Foarte interesant. Eu cred că în două săptămâni el o să o prezinte public, e vorba de câteva, o să fac câteva mii de exemplare și o să le distribuie în Republica Moldova. Foarte interesant. Foarte interesant. Trolii, ONG-uri, sunt ONG-uri care în ultimii 4 ani au primit 10 de milioane de euro, 10 de milioane de euro în afara țării și care se ocupă doar cu denigrarea noastră. Și acolo sunt toate, absolut toată linieică. Când o primi bani, de unde, cum și cu ce se ocupă. Cartea o să fie în câteva săptămâni, eu cred că o să fie o bombă mediatică foarte interesant. Și nu înțelegem foarte clar. Unii spun de influența externă. Foarte clar să vede cine și pentru cine lucrează. Nici nu trebuie să ai staf electoral. E ca unor oponenți de-a mei politici, nu trebuie doar staf electoral. Lor le trebuie este 60, 100, 1000, câteva mii de ONG-uri care primesc bani din extern. Le faci campanie electorală. În fiecare zi se ocupă doar cu denigrarea noastră și ridică în slăb pe alții. Dar aceasta o să iasă colegii și o să fac o prezentare. Petru Bejan, bună ziua, domn președinte, cât de sigur sunteți că veți învinge în alege și cât de teamă vă este că veți fi învins. Spuneți secretul, cum reușiți să rezistați la atâta critică, o zi bună. Ca de obicei, e o întrebare bună la sfârșit. Astea sunt două întrebări bune. Eu cred că întrebarea aceasta și cel cu... Care mai este încă bună? Cine invităm noi? Hai să-l invităm pe Petru Bejan, să-l invităm pe persoana cei care i-au spus cu referendum. Da, invităm săptămâna viitoare. Petru, faptul că eu nu dau pe față, asta nu înseamnă că chestia asta nu mă deranjează. Evident că interior nu-i plăcut. Dar eu am trecut diferite etape.
Eu am trecut și înfrângeri. Eu văd că aminte anul 2011, când practic a fost furată Victoria în alegerile la municipiul Chișinău, vă aduceți aminte. Eu am început să construiesc un partid de la zero în 2012. Eu am trecut toate etapele și în sus, și în jos, și în sus, și în jos. Eu sunt gata pentru orice scor electoral după data din 1 noiembrie. Oamenii vor decide. Eu nu voi fi ca copilul acela alintat, care o să cadă jos și o să bată în cioarșă mâini. Știți, ați văzut prin filme, sau ați văzut copiii de ăștia care alintați, că le-au luat, gata, все, cum o să o facă unii oponenți de mei, că nu o să pierdă. Eu lucrul ăsta nu voi face. Eu voi primi care este decizia poporului Republicii Moldova. Apreciere care nu. Eu până ce văd că apreciere este. Și voi face tot posibil ca această apreciere, această susținere, care a fost și este, eu să fiu demn de această încredere și să fac față. Dar loviturile care sunt, ele sunt, ele vor fi încă următoarele săptămâni. Ele vor fi, eu știu că îi pregătesc diferite chestii și variante. Slovească mine, slovească în familie, slovească în soție. E urât chestiile astea. Dar știți cum vorba ce? Nu să fac groapă altuia când merești un ea. Dumnezeu nu bate cu bățul. Acei care pregătesc așa ceva, niciodată n-am pregătit. Acei care pregătesc așa ceva, să o primească înapoi ca bumerang. Și viața o să-i pui pe toți la punct. Asta au fost întrebările, stimați prieteni. Eu vă mulțumesc. Vă urez succese, sănătate. Mâine voi fi în teritoriu din nou. Mă duc cu familia să le arăt încă ceva frumos lângă Chișinău. Știți că în fiecare sâmbătă, până ce începe campania electorală cu copiii, o să mergem. Posibil o să mergem la Orhiei Vechi. Așa că dacă o să fiți pe acolo, ne vedem la Orhiei Vechi. Numai nu ne așteptați acolo cu nu știu ce. Posibil la Orhiei Vechi, posibil în altă parte. Încă o dată, vă mulțumesc, sănătate, succese și cu Doamne ajută. Totul va fi bine.